înțeles. Bun găsit, oameni buni, la o nouă emisiune. În această seară am invitat în studioul Televiziunii Naționale Antena 1 pe domnii Mihai Corca, secretar de stat în Ministerul Învățământului, Virgil Petrescu din partea Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat, fost ministru al învățământului, și Liviu Maier din partea PDSR, la fel, fost ministru al învățământului. De asemenea, îl așteptăm pe domnul Alexandru Brezniceanu din partea Partidului Democrat. Având în vedere invitații pe care i-ați văzut, e lesne de înțeles că vom discuta despre ceea ce s-a întâmplat astăzi la Camera Deputaților și, de asemenea, la Camera Deputaților, dezbaterea ordonanței numărul 36 privind modificarea legii învățământului și, pe de altă parte, ceea ce s-a întâmplat cu Comisia de Evaluare a Înființării Universității Petrofi-Schiller, comisie din care 5 membri și-au înaintat demisiile. Haideți să începem, până vine și domnul Brezniceanu, cu ceea ce s-a întâmplat în comisia din care și dumneavoastră, domnule secretar de stat Mihai Corca, făceați parte. De ce v-ați înaintat această demisie? Și înainte de a-mi răspunde, aș vrea să vă citesc declarația domnului Gheorghe Tocai. Domnia sa, ministru pentru minorități, consideră că demisia reprezentanților Ministerului Educației din Comisia de Evaluare a Universității de Stat Petrofi-Schiller este inadmisibilă și poate fi interpretată ca o răzmeriță împotriva guvernului. La vremuri noi, răzmerițe noi. Explicați-ne. Da. Eu aș vrea să menționez faptul că prin hotărârea Guvernului 387 pe 1998 a fost constituită o comisie de evaluare în vederea înființării Universității de Stat cu predare în limba maghiară. Membrii acestei comisii au fost nominalizați prin hotărârea Guvernului în calitatea lor de profesori universitari. Câți membri au fost, domnule? 12 membri. 12 membri, da. Domnul Gheorghe Tocai în calitate de președinte al acestei comisii și încă 11 universitari. De altfel, în reuniunea din 1 septembrie 1998, care a fost prima reuniune de lucru a comisiei, s-a subliniat faptul că ne-am așezat în jurul aceleiași mese în calitate de experți academici, nici de cum în calitate sau în ținând seama de funcțiile publice pe care unii sau alții dintre deci, noi dumneavoastră ați participat la această comisie în calitatea de profesor, universitar, nici de cum de cea de secretar de stat al guvernului. Este exact. Este exact. Acum, în cadrul comisiei s-a convenit asupra constituirii unor subcomisii. O subcomisie avea misiunea de a analiza situația învățământului superior pentru minoritatea maghiară în România. Din această subcomisie am făcut parte. Subcomisie. Și aș vrea să-mi explicați, pentru că dumneavoastră ați constatat ceea ce ați constatat și probabil că ați făcut o lucrare, ați făcut un raport. Raportul acela trebuia prezentat până în 15 octombrie 1998. El a fost gata la 15 octombrie 1998. Îl aveți la dumneavoastră? Este. Este un raport despre minoritățile? Este un raport despre învățământul superior din România pentru minoritatea maghiară. Da. Raportul a fost prezentat comisiei de către domnul profesor Adrian Costescu, pentru că în ziua în care era să se facă această prezentare, eu nu eram în București. Am fost informat că raportul a fost în bună parte însușit de către comisie, iar concluziile, cele două concluzii ale raportului, au fost acceptate prin consens de întreaga comisie. Care au fost cele două concluzii ale acestui raport pentru despre învățământul universitar în limba maghiară? Vi le pot citi acum. Prima concluzie, datorită politicii de înființare și consolidare a universităților multiculturale, numărul de specializări în limba maghiară, precum și numărul de studenți de etnie maghiară, a crescut considerabil. Apreciem că, din punct de vedere practic, problema accesului minorității maghiare la studii superioare este rezolvată. Și a doua concluzie,
activitatea universităților multiculturale este perfectibilă, nu numai prin mărirea numărului de specializări și de studenți, conform cerințelor sociale, dar și prin amendarea cartei universitare a instituțiilor respective. Și domnul Tocai a fost de acord cu aceste concluzii? Așa am fost informat de către colegul care a prezentat acest raport în fața comisiei. Haideți, îi rog pe colegii mei să încerce să contacteze pe domnul Tocai, să vedem dacă domnia sa a fost de acord cu concluziile acestui raport despre învățământul universitar în limba maghiară. Domnule ministru, dați-mi voie. A fost clar de la început că ministrul învățământului, prin ministrul Andrei Marga, a fost împotriva înființării Universității Petru Fischler, Universității Maghiară Germană. Adică nu mai există niciun dubiu aici, declarațiile domnului ministru și ulterior comunicatele venite din partea Ministerului Învățământului. Au fost, cred că, două comunicate, foarte argumentate aceste comunicate, de fapt argumentată poziția ministrului și ministerului pe care îl conducea. Așa că, într-un fel, n-a fost, opinia publică n-a fost luată prea mult prin surprindere de faptul că dumneavoastră v-ați dat demisia. De ce v-ați dat demisia? Pentru că n-ați răspuns la această întrebare. Este foarte clar. De vreme ce comisia a fost de acord cu concluziile respective, asta înseamnă că, din punct de vedere practic, problemele învățământului superior pentru minoritatea maghiară sunt rezolvate și sunt în atenția Ministerului în contextul reformei învățământului superior românesc, ceea ce însemna că activitatea următoare a Comisiei, respectiv prezentarea unui plan instituțional pentru presupusa universitate maghiaro-germană și mai departe prezentarea detaliilor de natură procedurală pentru obținerea autorizării de funcționare și ulterior a acreditării acestei instituții, nu-și mai aveau locul în opinia mea. Vă întreb o clipă, domnul Tocai, domnul ministru Tocai se află la telefon. Bună seara! Bună seara! Domnule ministru, domnul Corc aici de față a spus că dumneavoastră ați fost de acord cu acele concluzii, două la număr, ale raportului despre învățământul universitar în limba maghiară. Este vorba de raportul elaborat de subcomisia din comisia creată pentru organizarea înființării acestei universități. Este adevărat? Două precizări. Nu este adevărat pentru că nu am fost de acord cu concluzii. A doua precizare, raportul este o propunere, o schiță a unui raport care a fost întocmit de domnul secretar de stat și domnul director general și domnul Costescu, dar în subcomisia respectivă a mai fost numit și domnul secretar de stat Cătăl, care n-a participat la elaborarea acestui raport. Atunci când problema, respectiv raportul, a fost prezentat de domnul profesor Costescu, s-au pus în discuții o serie de chestiuni legate de, nu numai de concluzii la care a ajuns raportul, dar și felul și modul cum sunt interpretate cifrele care se regăsesc în acel raport. Încă o dată subliniez, acest raport este un raport preliminar. Eventual putem considera ca o ipoteză de lucru, dar nici de cum raportul nu poate fi considerat ca partea finalizată a analizei de care avem nevoie în această comisie. O secundă, domnule ministru, să ascultăm și poziția domnului Mihai Corca, secretar de stat în Ministerul Educației Naționale. Vă rog, domnule Corca. Eu aș vrea să subliniez faptul că nu am făcut decât să reiterez informațiile care mi-au fost date, odată. În al doilea rând, am lucrat în această comisie pe baza informațiilor oficiale pe care le-am primit din partea universităților în care există învățământ, linii de învățământ în limba maghiară. Sigur că orice fel de situație statistică poate fi interpretată într-un fel sau altul. Aici sunt puncte de vedere distincte, iar raportul, care nu este decât partea de analiză factuală a ceea ce există la ora actuală în învățământul superior românesc pentru minoritatea maghiară, este un punct de vedere al celor care au lucrat la raport. Noi nu am ascuns domnului secretar de stat Goethe conținutul acestui raport. Am înțeles. Spuneți-mi, domnul Tocai, de ce ați vorbit despre o răzmeriță împotriva guvernului a membrilor ce fac parte din Comisia de Evaluare a Universității de Stat Petru Fischler? Domnul Tocai,
că Smerița va aparține expresia, este foarte colorată și îmi pare rău că nu mi-a adus aminte eu de această expresie. Realitatea este că poziția acelor patru membri a comisiei, nu cinci, pentru că domnul Costescu, așa sunt informat, colaboratoarea mea a reușit să ia legătura cu domnia sa. Domnul Costescu a revenit asupra intenției domniei sale. Deci cei patru membri a comisiei sunt, majoritatea lor, deci trei sunt funcționari publici. Funcționari publici care au fost numiți ca să execută o hotărâre a guvernului. Funcționari publici care lucrează la un minister care este subordonat guvernului României. Domnul Tocă, iertați-mă, domnul Corca spunea că angajarea lor în această comisie, de fapt, participarea lor în această comisie ține de rangul lor academic, ține de faptul că ei sunt profesori universitari, nu de faptul că ar fi funcționari ai statului, funcționari publici. Mă tem că domnul Corca nu doresc să interpretez ceea ce spune domnia sa, dar mă tem că este în contradicție cu propriile sale afirmații. Mai înainte spunea că atunci când a fost numite, s-a luat în considerare, respectiv când am ajuns la concluzia că ar trebui să facă parte din această subcomisie, a fost făcută alegerea pentru faptul că dispune, datorită funcției pe care o ocupă, dispune de datele oficiale ale Ministerului Educației Naționale. Cum eu consider că nu se poate face o distinție în felul în care face domnul Corca, dumnealui participă la această comisie în dubla calitate. Participă în calitate de secretar de stat al Ministerului Educației Naționale și participă totodată ca profesor doctor în statistică, dacă nu mă înșel, deci un eminent om universitar. Aceste două calități nu pot fi, disjuncte. Bun. Eu vă mulțumesc pentru intervenție. Să sperăm că până la urmă comisia... Ce se va întâmpla cu comisia? Că era ultima întrebare care vreau să pun din punctul dumneavoastră de vedere. În primul rând, sunt ferm convins că această comisie va termina misiunea ce i s-a încredințat. Ceea ce a rămas din această comisie, pentru că spuneam mai devreme, spuneați chiar dumneavoastră, patru dintre membrii ei? Că eu n-am vrut să intru în finețuri juridice aici, dar ceea ce mi s-a dat să văd este o copie Xerox sau unei adrese semnate de către domnul Corca pentru conformitate, adresată domnului prim-ministru, adresă care nu a ajuns nici la președintele comisiei, ceea ce, este destul de ciudat, dar n-a ajuns nici la adresant, pentru că cancelarea primului ministru nu are înregistrat o asemenea act. Discutăm doar, deci, de o fel de declarație de intenție, care la rândul ei mi se pare destul de confuză, pentru că nu mai vorbește, de exemplu, de situația universității cu limbile de predare maghiară germană. Dar aceasta este o altă chestiune. Eu consider că hotărârile guvernului, inclusiv acea hotărâre care include în sarcinile comisiei inițiale și problema universității cu limbile de predare maghiară și germană, hotărâre care a fost adoptată de guvern cu opoziția, bineînțeles, a domnului Corca și a domnului ministru al Educației Naționale, dar a fost adoptată, ea are putere de lege și sper că, trăind într-un stat de drept, funcționare publici, indiferent de rangul lor, de la ministru și până la secretar de stat sau până la director general, vor respecta o dispoziție a Guvernului României. Bun, vă mulțumim pentru intervenție. Bună seara! Aș vrea să vă pun un scurt comentariu să fac la ceea ce a spus domnul Tocăi. Deci, eu cred că atitudinea pe care au adoptat-o cei patru sau cinci, că acum nu mai știe nimeni exact cât sunt, este foarte corectă. Și este corectă din punctul de vedere al dezbaterilor din Parlamentul României, care în aceste zile
dezbate exact articolul 123 cu privire la posibilitatea sau imposibilitatea înființării unei universități în limba maternă. Deci aici asistăm la un caz tipic de amestec între executiv și legislativ. O călcare pe bătături reciprocă. Deci, eu cred că oamenii au procedat corect și dintr-un alt punct de vedere. Sunt cadre didactice universitare, ori să știe, Consiliul Rectorilor în două sau în trei rânduri a luat niște decizii foarte clare. Rectorii din România s-au pronunțat împotriva acesteia, iar dânsii sunt profesori universitari. Haideți, în primul rând. Corect. Hai să-l întreb pe domnul, să întrebăm pe domnul secretar de stat Mihai Corca ce se va întâmpla cu această comisie. Pentru că domnul Toca, iertați-mă, spunea foarte clar, se va înființa, comisia va continua să lucreze până la înființarea Universității Petre Fischler. Eu aș vrea să mulțumesc domnului ministru Tocoi pentru faptul că mi-a atras atenția că, în afară de a fi profesor universitar, am și o funcție publică. Tocmai în temeiul acestei funcții publice eu nu mai puteam să funcționez în această comisie, pentru că etapele ulterioare de activitate, ulterioare elaborării acestui raport, așa cum este el sau cum va fi el amendat de către comisie este o altă problemă, dar etapele ulterioare presupun construcția instituțională și presupun procedurile de până evaluare. Până la construcția instituțională. Nu, da, stați o secundă, eu v-am întrebat foarte clar. În construcția instituțională eu nu pot interveni în calitatea mea de secretar de stat. Domnul Corca, am înțeles asta, dar spuneți-mi dacă va mai funcționa sau nu această comisie. În momentul în care din cei 12 membri ai săi au rămas doar 8 sau 7, că nu se știe foarte exact, această comisie mai poate funcționa și mai poate desfășura activitatea? Deci, regulamentul de funcționare adoptat de către însăși comisie arată faptul că deciziile comisiei sau, în orice caz, activitatea comisiei este legală în măsura în care comisia funcționează cu un număr de cel puțin 3 reprezentanți de fiecare parte paritară. Și din partea asta câți din au rămas? Din partea aceasta, acum, sigur, domnul Costescu are totală libertate să schimbe punctul de vedere. Eu nu l-am forțat în niciun fel să facă ceea ce dânsul a declarat că dorește să facă, vineri 6 noiembrie, joi 6 noiembrie, nu mai știu exact când, pentru că noi vineri am făcut scrisoarea, da. Așa. Cred eu că prin întregirea comisiei cu reprezentanții minorității germane, comisia ar putea să funcționeze în continuare fără să aibă, eu știu, impedimente de natură funcțională. Dar este o problemă a comisiei. Comisia însăși trebuie să decidă ce dorește să facă, cum dorește să facă. Fac mențiunea că această comisie nu funcționează sub auspiciile Ministerului Educației Naționale. Am înțeles. Hai să ne oprim puțin pentru publicitate și vom continua după aceea. Emisiunea continuă. Criza din coaliția guvernamentală, criză care, iată, se adâncește atunci de câte ori se discută despre legea învățământului, de câte ori se discută despre înființarea Universității Maghiaro-Germane. Invitații în această seară, îi știți foarte bine, am să-i repet încă o dată, pentru că între timp a sosit și un alt invitat. În stânga mea, domnul Mihai Corca, secretar de stat în Ministerul Educației Naționale, lângă domnia sa, Alexandru Bezniceanu, din partea Partidului Democrat. Faceți parte din Comisia de Învățământ. Învățământ a Camerei Deputaților. Din Camera Deputaților, domnul Virgil Petrescu și domnul Liviu Maior, ultimii doi foști miniștri ai învățământului. De ce vă certați în pauza asta, domnule Maior? Dumneavoastră a spus că... cu domnul Petrescu vă certați, nu cu mine. Eu vreau să fac o remarcă. Deci în ultimele zile s-a terminat tranziția în România și a început criza. Cam așa. Era vorba de punctul meu de vedere legat în primul rând de inutilitatea acestor comisii din momentul în care Parlamentul discută un articol de lege care ar putea să anuleze
întru totul deciziile comisiilor și paracomisiilor înființate în ultimii doi ani de zile pe această temă. Această comisie este înființată de executiv. Dumneavoastră a spus că executivul s-a amestecat în legislativ. Nu s-a amestecat nicicum. Are dreptul să-ți facă ce comisie dorește, dar această comisie trebuie să lucreze, evident, în baza legilor existente. Comisia a fost făcută în baza legilor existente, nu în altă bază. Baza care e legea ordonanței care ați promovat-o dumneavoastră și nu puteți să schimbați o lege bună făcută de noi în 95. O ordonanță care a fost întâi la dumneavoastră trimisă ca proiect de lege, după cum știți, și după aceea Ce hotărâre a luat senatul? Fost trecută ca ordonanță. Dumneavoastră ca senat, ce hotărâre a luat? A luat o hotărâre în sensul că la 123, dacă doriți, avem textul în față, da. Numai că textul Senatului, asta vreau să... Deocamdată nu este lege. După cum nici textul Camerei nu este deocamdată lege. Mai avem cel puțin 4-5 pași până atunci. Eu zic să ne păstrăm cât de cât. Care pași? Că, joi se votează articolul acesta conform discuțiilor care au avut loc. Dumneavoastră știți și că procedurile... Discutăm despre o comisie care să funcționeze și să rezolve problema unei universități care s-ar putea ca această decizie să o infirme. Vorbim de lucruri diferite. Nu eu spuneam că în momentul de față, de textul pe care dumneavoastră la Senat l-ați făcut nu e lege. Textul pe care noi l-am propus și deocamdată ne-am oprit la articolul 123 nu e lege. După ce cele două camere vor face niște texte, vom avea o comisie de mediere. După comisia de mediere se votează, după cum știți, mai sunt cel puțin 4-5 pași până când ordonanța, modificată în părțile esențiale, dacă doriți așa, va deveni lege. Abia atunci putem să spunem cum este bună sau proastă. Domnul Petrescu, pe mine nu vă poți dumneata convinge că această comisie... este vorbim? Pusă asta pentru înființarea universității în limba maghiară treaba... nu este caducă din momentul în care Parlamentul astăzi a discutat această problemă, iar Senatul a luat o decizie pe această temă. Din punct de vedere procedural, repet, ce ați votat dumneavoastră, ce am votat noi, deocamdată nu constituie subiect de lege. În momentul de față, ce este valabil, este valabilă legea 84 de 95 și cu ordonanță de urgență. Atât. Că noi avem anumite intenții și știți asta, ca să modificăm această lege 84 prin ordonanță și nu numai, pentru că s-au introdus foarte multe, 224 de amendamente sunt introduse. 224 de amendamente sunt foarte multe. Unele dintre ele sunt Abia atunci când legea va fi promulgată și apare monitorul oficial, atunci putem vorbi de knowledge. Dar dacă această comisie lua o hotărâre și se înființa pe baza hotărârii ei universitatea respectivă și joi ei Parlamentul infirmă această treabă, dumneavoastră vă dați seama politic ce situație domnul se ministru, crea? În primul rând, această comisie nu înființează universitate. Prima chestiune, cred că domnul Corca poate să spune foarte clar. Propune. Orice universitate, știți asta, că se poate înființa exclusiv prin lege. Nu este altfel. Legea 88 făcută legea 88 de mine din 93, făcută 93. În timpul în care dumneavoastră și care am pus articolul 1 că orice universitate se înființează prin lege știind de ce îl punem acest articol 1. Și domnul Blezniceanu, care era deputat atunci, a ridicat mâna pentru acest articol. Tot în această comisie. Da. Când se ceartă un țărănist cu un pedeserist, avem o experiență de cel puțin un an de zile. Domnilor, când se ceartă un țărănist cu un pedeserist, balanța va fi inclinată de partea sau de cealaltă de către un pedist. Vă rog, domnul Brezniceanu. Nici eu nu sunt foarte încântat de existența acestei comisii și eu înclin cu riscul că îl supăr pe bunul coleg și prieten și colaborator de mult timp, celălalt ministru Petrescu, nu sunt foarte convins de oportunitatea acestei comisii. Pentru că articolele din legile în vigoare la această dată permiteau, fără drept de tăgadă și cu eleganță, permiteau înființarea sau non-înființarea unei universități. De fapt, cea mai tânără universitate care există, creată, ultima universitate creată în România, se găsește la Craiova, în județul de unde eu vin. Domnul Brezniceanu, și acest proiect de lege l-am făcut, după cum știți. Da. Acum, o mică corecție la domnul ministru Maior, care a spus că dumnealui a făcut legea. Nu, dumnealui cel mult a propus
domnul Maior, cel mult ați propus și am colaborat la acea vreme. A avut proiectul de lege, proiectul care, de lege a fost care a fost dezbătut, care a fost modificat, care a fost îmbunătățit. Lege, așa cum l-am propus, ați ridic, eu am spus că ați ridicat mâna pentru el. Am ridicat mâna pentru el, dar nu numai, tocmai că aici sunt deranjat. Nu numai că am ridicat mâna, ci am adus multe, iertat să fiu, am adus destul de multe îmbunătățiri pe care, eu mă bucur că pe care le puteți confirma. Dar lăsați ce a fost, eu vă întreb de ce sunt. Sunt de acord cu domnul Tucă. Cred că trebuie să depășim momentul acesta, pentru că tot mi-ați dat cuvântul, îmi permit lucrul acesta, și să pornim de la existentul acesta, la ce avem acum, și mai ales să ne explicați ce s-a întâmplat astăzi, pentru că a fost un mare scandal în Camera Deputaților. Dacă nu s-a explicat, o fac cu plăcere. Păi rog, v-am așteptat pe dumneavoastră, primul subiect a fost cel legat de comisia din care făcea parte domnul Corca. Și am zis că în momentul în care vedem discuția aceasta, aș vrea totuși ca să dau o replică bunului meu prieten Vărnicianu. Și coleg, da? Și coleg evident, cu care de 92-93 lucrăm împreună, el ca deputat, dânsul ca deputat, eu ca expert până pe 96, în fine. Problema este puțin altfel. Eu n-am spus de utilitate sau inutilitatea comisiei. Am spus altceva. Nu e dreptul legislativului să intervină în ceea ce face executivul. Poate să-și facă orice comisie. Dumneavoastră a spus sub semnul întrebării existența comisiei. Nu ne putem implica în asta. Însă acea comisie trebuie să lucreze exclusiv pe baza legii. Dați-mi voie să vă contrazic. Contraziceți-mă, dacă puteți. Și cu multă deci plăcere. Executivul a dat o hotărâre de guvern prin care se înființează Universitatea Maghiară Germană. Acest lucru nu poate fi făcut pentru înființare. Pentru înființare putea să facă un proiect de lege care să ajungă în dar ce hotărâre de guvern a dat? Sau să facă o ordonanță ce de urgență. Ce hotărâre de guvern a dat? Din câte știu, hotărârea de guvern pe care noi nu putem să o verificăm într-un fel sau altul, că nu Parlamentul analizează hotărârea de guvern, după cum știți, numai ordonanțele poate, sau proiectele de lege, este vorba de pornirea unor proceduri vizând înființarea sau nu, prin comisiile acestea de analiză, a unui viitor proiect de lege. Păi asta înseamnă că se amestecă în treburile legislativului. Pentru că în momentul în care comisiile desemnate să realizeze acest lucru vor ajunge la capăt și vor îndeplini misiunea și vor hotărî să se înființeze Universitatea Maghiaro-Germană, automat v-a călcat pe dumneavoastră legislativ. Nu, pentru că aceste comisii nu au dreptul să propună, nu au dreptul să dispună, să hotărască acest lucru, ci cel mult să propună, după care trebuie făcut un proiect de lege care ajunge la Parlament. Și atunci vom vedea mai departe. Păi ce rost mai are acest proiect de lege care să ajungă la Parlament? Pe fiindcă orice universitate să înființeze exclusiv prin lege. Ascultați-mă o secundă. Dacă dumneavoastră, poimine joi, veți vota în Camera Deputaților, în plenul Camerei Deputaților, împotriva înființării unei universități de stat în limba minorităților. Aia discutăm imediat. Păi nu, răspundeți la această întrebare. Când discutăm? De acum discutăm. Pentru că acest lucru, deocamdată procedura parlamentară, legislativă, nu este isprăvită. Asta vreau să înțelegeți. Și eu v-am întrebat, dacă poimine, joi... Anticipativ aveți dreptate. Pe texte de lege, nu. Păi nu, eu vă întreb ce se va întâmpla dacă joi, joi la Camera Deputaților, în plenul, în ședința Camerei Deputaților, se va vota, cum se putea întâmpla și astăzi, dacă se va vota împotriva înființării unei universități în limba minorităților naționale. Ce rost va mai avea comisia și hotărârea de guvern pe care a dat-o cabinetul Radu Vasile? O lege existentă. Dumneavoastră vorbiți de o lege care va deveni și va modifica și legea existentă. Nu puteți să înțelegeți întrebarea? Să înțeleg foarte bine, numai că dumneavoastră anticipați niște lucruri care deocamdată nu există. Le anticipați, e normal, pentru că anticipația domnul asta Petrescu, înseamnă... Domnul Petrescu, atunci facem altceva. S-a votat împotriva înființării Universității Maghiare astăzi. Presupunem noi. Pe biroul meu există două proiecte de lege de înființare a Universității Maghiare. Asta nu înseamnă că se vor înființa. Nu știu încă, pentru că n-a trecut. Domnul Brezniceanu știe acest lucru, nu am dezbătut în plenul comisiei acest lucru. S-a dezbătut în plenul comisiei pentru minorități și a fost respins. Bun, haideți domnul Brezniceanu, explicați ce s-a întâmplat astăzi la Camera Deputaților pe scurt, cu votul. Domnul Tuc, au fost încercări încă de la articolele cu privire, dacă și asta interesează, cu privire la învățarea limbii și literaturii române, apoi cu privire la istoria românilor și la geografia României. Deci la aceste articole au fost încercări de trimiterea lor, de retrimiterea lor la comisie.
decizie. Plenul a refuzat acest lucru, deci nu s-a trimis nimic, nu s-a retrimis la comisie, s-a ajuns la articolul 123, așa, la acest articol, din păcate, după opinia mea, pentru că mie mi-ar fi fost drag să treacă unul din articole. E vorba de articolul 123, spune și despre ce e vorba. La acest articol, mică prezentare, da. De la Senat, da. Sunt stipulări pentru existența de grupe, secții și colegii în limba maternă, da. La Comisia de Învățământ a Camerei Deputaților, deci din raportul, da. Comisiei, sunt numai grupe și secții. Deci la Senat, grupe, secții și colegii. Și da? La Camera Deputaților, grupe și secții. Da. În legea învățământului, cred că nu-i rău să spunem aici, de asemenea sunt numai grupe și secții, dar mult mai restrictivă e legea 84, pentru că se referă aceste grupe și secții la predarea în limba maternă pentru pregătirea personalului necesar în activitatea didactică și cultural-artistică. Bun, deci, aia e vechea lege. Și ordonanța 36 ce prevede? Iar ordonanța 36, grupe, secții, colegii, facultăți și instituții de învățământ cu predare în limba maternă. Grupe, secții, colegii. Și în plus apar facultăți, da. Și mai mult decât atât, instituții de învățământ, uh-huh. Se înțelege superior, da. Cu predare în limba maternă. Deci universități, se înțelege că da. Bun. S-a ajuns astăzi cu discuția la punctul, la articolul 123. Am ajuns la 123, la vot. Am avut 114 voturi pentru aliniatul 1, că de fapt asta e aliniatul 1, da. Al articolului 123. Pentru înființarea universității în limba până la urmă? Nu, pentru raportul Comisiei de Învățământ, adică pentru grupe și secții. Bun. Deci 114 voturi pentru, 99 contra, 19 abțineri. Da. Vă rog să observați și rugăm pe ascultători să observe că voturile contra și cele pentru abțineri însumează 118, deci depășesc cu 4 voturi numărul de voturi pentru. Uh-huh. În condițiile acestea, acest aliniat 1 a picat. Acum, ce s-a întâmplat imediat după aceasta, tot așa într-o mică sinteză, s-a contestat numărătoarea, exactitatea acestei numărători. Cei de la tribună au constatat că erau mai mulți în sală sau mai puțini. Până la urmă s-a trecut la votul cu bile, la propunerea pe DSR. A fost o propunere de vot cu bile. A renunțat domnul Năstase la această propunere. Domnul Adrian Năstase a renunțat la această propunere. A rămas votul deschis prin ridicare și la care nu s-a făcut precizarea că votul deschis e de mai multe feluri. Și nu s-a făcut această precizare, e deschis cu mâna, ridicat în picioare, nominal, e tot vot deschis și chiar prin mijloace tehnice. Da. Așa. Deci nu s-a făcut această precizare, a fost, deci, după opinia mea, un viciu de formă din partea conducerii ședinței. Da. Bun. Constatând acest viciu de formă, fiind această contestație, este foarte delicat să se revină asupra votului, se creează un precedent pe care eu nu-l agreez. Dar se crease, decât să suportăm asemenea contestații, asemenea suspiciuni, parcă sunt tentat ca om, nu numai ca deputat, ca om, să accept revenirea la vot. Însă, președintele ședinței, domnul Lupu, până la urmă trebuia cerută aprobarea plenului pentru mărirea timpului de lucru, pentru că era spre terminare a timpului de lucru, s-a aprobat acest lucru. S-a vrut revenirea la vot, s-a dorit această revenire, cel puțin de o bună parte din plenul Camerei Deputaților. La această revenire nu s-a mai putut procede pentru că au fost plecări din sală. Cine a plecat? Țărăniștii și? Eu de la locul de unde eram am văzut o bună parte din țărăniști. Nici nu știu dacă plecaseră toți și vreau să fiu foarte corect. Deci mai repetați o dată pentru telespectatori. Se vota. Ce se vota? Deci dacă nu s-a plecat din sală, se vota pentru că domnul Lupu a anunțat în final că votul precedent este anulat. Cineva a insistat din sală și președintele de ședință din moment ce... Nu, votul anulat cu 114 pentru și 99 împotrivă. Pentru ce s-a dat? S-a dat pentru raportul Comisiei Camerei Deputaților. Care prevedea grupe și secții cu predare... Grupe și secții de... Cu predare în limbile minorităților naționale. Bun.
Deci era mai restrictiv față de cel de la Senat. Am înțeles. Deci țărăniștii au părăsit sala. Domnul Petrescu. În ce mă privește, n-am părăsit nicio sală și nu au părăsit sala numai țărăniștii. De fapt, era o nebunie în acel moment, trebuie să recunoaște domnul deputat. Da, eu am spus ce am văzut. Domnul Petrescu în niciun caz nu părăsise, era cu mine la locul comisiei. Eram la comisie. Domnul Petrescu ca deputat a fost o parte din oameni au început deja depășire cu mult 4:30, era 5 fără ceva, mă rog. Ideea este următoarea. La sfârșit, nu că era târziu sau nu era târziu. La sfârșit, domnul Lupu, ca președinte de ședință, a anunțat că pentru a elimina orice suspiciune, și aici n-a făcut greșel domnul Lupu, iertați-mă, pentru a elimina orice suspiciune, vizând că-s mai mulți, că-s mai puțin, nu știu ce, a spus că, practic, reluăm 123 de la articolul, de la aliniatul 1. Deci s-a ajuns în momentul de față la 122 votat. 123 o să vină în continuare. Deci, practic, putem să spunem că luăm de la 0 123 în Camera Deputaților, așa cum a fost anunțat din... Și de aici putem face niște variante, ce se poate întâmpla de aici. În ce privește însă, iertați-mă, să termin, în ce privește aliniatul 1, aici pot să spun următorul lucru. De fiecare dată am anunțat că suntem pentru eliminarea restricțiilor vizând folosirea limbii persoanelor aparținând minorităților naționale în învățământ. Însă, de multe ori s-a făcut o confuzie și asta vreau să o spun foarte clar. Între învățământ, care se face de la preșcolar până la postuniversitar și în limbile minorității naționale, și casă, și instituție. Deci toate documentele internaționale se referă la posibilitatea studierii în limba maternă. Nu unde se studiază, în ce clădire, în ce instituție, separată sau nu. Înțelegeți? Această confuzie, mă rog, priește unora sau altora, nu știu, nu-mi dau seama exact, dar confuzie există. Și atunci noi mergem pentru eliminarea restricțiilor din învățământ. Și în momentul de față și nu numai, s-a anunțat cel puțin de un an de zile, un an și ceva, de fiecare dată am spus, că suntem pentru universități multiculturale, și președintele Diaconescu a anunțat acest lucru, din care să nu lipsească linia românească. Asta pe de-o parte. Deci nu pe de altă de parte, iertați-mă, eu am votat, o clipă, eu am votat abținere la acest text, pentru că eu am propus în cadrul comisiei, domnul Brezniceanu poate să mă confirme, pe lângă grupe și secții am propus colegii exact ceea ce Senatul votase. Această propunere a mea a fost respinsă, 10 au votat pentru și 15 contra. Domnul Petrescu, în acest sens, am considerat că este mult prea restrictiv. Noi am fi mers, și acum pot să spun că nu este un secret, am fi mers pe varianta Senatului, eventual chiar și cu facultăți, dacă s-ar fi constituit o majoritate suficientă, dar acest lucru în universități multiculturale, din care să nu lipsească limba română. Cred că e foarte clar. Spuneți-mi, vă rog, dumneavoastră personal, sunteți împotriva înființării unei universități maghiaro-germane? Din moment ce am spus că este vorba de o universitate multiculturală din care să nu sunteți lipsească împotrivă. Și limba română, sunteți atunci cred că lucrurile dar partidul din care faceți parte? Partidul din care fac parte este un partid național-țărănesc creștin-democrat. Poziția, eu nu fac parte din BCC, din Birou de Conducere, Coordonare și Control, eu sunt secretar general adjunct care răspunde o anumită zonă, 6 județe din Transilvania. Și cunosc destul de bine situația de acolo. Și neputând vorbi în numele partidului, că nu am acest mandat, pot să spun că din punctul de vedere al structurilor multiculturale din care să nu lipsească și limba română, a fost această propunere a fost chiar exprimată explicit de domnul președinte Ion Diaconescu. Bun, și atunci de ce au fost? Cum vă explicați că cei din UDMR au fost păcăliți de liderii coaliției în această privință? Nu știu în ce sens se consideră păcăleala, pentru că dacă o luăm puțin față de legea 84, în momentul în care au anunțat că vor ieși de la guvernare, atunci liderii coaliției s-au întâlnit la sfat mare și au hotărât înființarea Universității Maghiaro-Germane. Țineți foarte minte, s-a și publicat stenograma discuțiilor care au avut loc în guvern pe marginea înființării acestei universități numită Petofi Schiller. Cred că nu vă întreb de principiu, nu vreau să vă pun... Cred că trebuie să privim lucrurile cu mult calm și fără să ajungem la stări tensionate. Corect. Pentru că
Pot să vă afirm că față de legea 84, prin ceea ce s-a trecut și la Senat, și la Comisia pentru Învățământ și s-a și votat, pentru că astăzi s-a votat de la punctul 21 la punctul 144, o grămadă de puncte. Așa. Există posibilitatea studierii la orice nivel, orice formă, iar în privința tipurilor, acolo unde există o cerere suficientă. Deci asta este o chestie nouă, favorabilă. Vă întreb altceva. Dacă se va vota în această variantă a Camerei Deputaților, adică e vorba de învățământ în limba maternă, în limba minorităților, pentru grupe, secții, da? Colegi. Asta, și atent. Secții, da? Atent. Până acum, da. Ei, ce se va întâmpla cu Universitatea de la Babeș-Bolyai? Păi, ce să se întâmple? Deocamdată, ce se votează încă o dată în comisie sau în cameră, nu înseamnă că este un text de lege. După mediere și după promulgare putem să vedem ce se va întâmpla. Deocamdată, păi Senatul a venit în forma, în plus față de forma asta, doar cu colegiile. Exact. Noi avem, păi, mai și ce puțin se poate media, poate să apară facultate, că nu e o facultate. O mediere, procedura este la mediere următoarea. Se vine cu textul Senatului, da? Cu textul Camerei, se discută, sunt reprezentanți și ai Senatului și ai Camerei. Și se votează. Care variantă? Acolo nu mai există comentarii. Există și text comun, domnule. Se poate recurge la text comun, dar asta presupune mersul. Bun, pot să apară și facultăți în plus de ceea ce este? În Senat, Senatul nu a acceptat facultăți. Păi nu, nici Camera Deputaților, deci, se în pare că nu. De mediere este posibil să fie un text care să nu fie nici al Senatului, nici al Camerei, ci un text comun. Am înțeles, un chiar text comun. În afara celor două. Spuneți-mi, variante, și dacă acest text comun nu va prevede înființarea facultăților tot în limba maghiară. Tot nu înseamnă nimic. Trebuie ca acel text comun să fie votat și la Senat și la Cameră, și dacă nu ne înțelegem, atunci se votează cu Senatul și Camera la un loc, într-o adunare a ambelor camere, da. Și după aceea sunt 4-5 pași până atunci, până când legea va fi promulgată. Da, apropo de acești 4-5 pași, domnul Petrescu, și o întrebare pentru toți cei prezenți, și pentru domnul Corca, pentru că Ministerul Educației Naționale e interesat să se rezolve odată pentru totdeauna această problemă. Dați-mi voie să vă spun că eu am făcut cât că vreo 10 emisiuni pe această temă. S-au făcut multe alte emisiuni și în altă parte, s-au scris sute, poate mii de articole pe această temă. Preocuparea numărul unu a României devine din când în când, pe o perioadă de o săptămână, două sau trei, modificarea legii învățământului. Când sunt problemele, preocupări care nu mai vorbim de avem. Problemele care există, vorbeam mai devreme de criza. Eu sunt de acord cu ce ați spus. Criza descoperită. Dar vreau să vă întreb cine a declanșat treaba aceasta. Aș vrea să vă întreb pe fiecare, cum vedeți rezolvarea acestei probleme la urma urmei? Și cu atât mai puțin. Înțelegerea politică, asta a generat-o, toate povestea. Bun, domnul Corca, spuneți-mi, pentru că sunteți din partea Ministerului Educației Naționale, cum vedeți dumneavoastră rezolvarea? Bănuiesc că la minister sunt o grămadă de probleme care așteaptă să fie așteptate și, până una alta, dumneavoastră cel puțin v-ați ocupat în ultima vreme cu înființarea Universității Petru F. Schiller. Aș face o corecție aici, nu m-am ocupat de înființarea universității. E vorba, sunt ghilimele de rigoare. Ați ocupat din comisia care a evaluat posibilitatea înființării acestei universități. Eu cred că posibilitatea înființării oricărei universități este clar evocată în legea 88 din 1993, care statuiază, dacă nu mă înșel, în articolul 6, că instituții interesate, fără ca să precizeze care anume instituții interesate, elaborează raport de autoevaluare, prezintă acest raport de autoevaluare ministerului, care îl înaintează Consiliului Național de Evaluare Academică și Atestare și așa mai departe. Deci o replică, deci, la ceea ce spunea domnul Petrescu. Există, executivul poate oricând să înființeze o astfel de comisie, dar care nu-și mai găsește rostul atunci când dumneavoastră veniți cu explicațiile. Executivul date. Poate să înființeze o comisie, comisia poate să fie eventual această instituție care se autosesizează pentru organizarea unei universități, oricare fie ea trebuie supusă procedurilor de evaluare. Păi, de ce guvernul trebuie să facă acest lucru? De ce nu vine această inițiativă din partea unei fundații, din partea dumneavoastră aveți, unei persoane, dumneavoastră aveți perfectă dreptate, oricine și, eu știu, multitudinea de universități particulare care au fost înființate
pe această procedură dovedește inventivitate la români. Bun, dar asta e treaba guvernului, de fapt, asta vă întreb. Părerea mea este că se politizează excesiv problema înființării acestei universități și dacă s-ar fi procedat cu calm, probabil că s-ar fi ajuns la ora actuală să existe un raport de autoevaluare venit din altă parte, fără ca să fie nevoie să se implice executivul sau vreun minister în această chestiune. Am înțeles. Ne oprim puțin și după aceea aș vrea să ascult și părerile dumneavoastră, părerile celorlalți invitați. Ne oprim pentru publicitate. Înainte de publicitate aș vrea să vă spun că scrisorile dumneavoastră pe adresa emisiunii Marius Tucă Show ajung la mine și răspunsurile la aceste scrisori, scrisori care pot fi în orice, pe orice temă, își vor găsi răspunsul în Jurnalul Național. Toate scrisorile dumneavoastră vor primi răspuns, fapt, dumneavoastră veți primi răspuns la scrisorile pe care le trimiteți, la întrebările pe care le puneți, întrebări legate de emisiune, propuneri de invitați, propuneri de teme, răspunsurile la aceste scrisori le veți găsi, iertați-mă, în noul Jurnal Național. Puteți să ne scrieți pe adresa Antenei 1 sau pe adresa Jurnalului Național și veți găsi răspunsurile în noul Jurnal Național. Publicitate și după aceea vom intra în legătură și cu dumneavoastră, telespectatorii, vom afișa imediat numerele de telefon. Dar mai întâi publicitate. Emisiunea, poate o ultimă emisiune care să aibă drept subiect modificarea legii învățământului. Vă rog pe dumneavoastră, domnule Brezniceanu, să ne spuneți cum credeți că se va încheie această dezbatere maraton. Poate și anul 2000 să ne prindă, să vă prindă, de fapt, la această dezbatere. Eu aș fi mai optimist, domnul Tucă. 2001? Nu, mai optimist. Ceva mai optimist. Este procedură de urgență, așa. Da, eu cred că lucrurile se vor rezolva. Mai întâi dați-mi voie să-mi exprim regretul că s-a exagerat mult, îngrozitor de mult în acest sens. Care ar fi motivul? Că dumneavoastră sunteți de la Partidul Democrat. După opinia mea, cu sinceritate și deschidere, cred că bunii mei colegi udemeriști au exagerat în acest sens, dorindu-și cu atâta ardoare o universitate în limba lor. Or, nu se poate admite așa ceva. De fapt, la Comisia de Învățământ a Camerei Deputaților am și prins... Domnul Brezniceanu, iertați-mă, dar sunteți în culpă. Dar nu e nicio problemă dacă sunt în culpă. Tot omul poate ajunge la un moment dat în culpă. Liderii partidelor din coaliție au promis și au semnat protocoale în acest sens. Domnul Tucă, situația a evoluat. Sunt de acord cu dumneavoastră. Sunt de acord. Da. Așa. Dar s-a evoluat de așa manieră încât la acest domnul moment... Domnul Brezniceanu, după ce s-a evoluat, a început involuția. Da, pentru că după ce s-a evoluat, da, s-au întâlnit din nou liderii partidelor din coaliție și au promis, mi-aduc foarte bine aminte, cred că era acum o lună sau mai puțin, și au promis UDMR-ului, în momentul în care era gata să iasă din coaliție și din guvern, că se va înființa această universitate maghiară germană. Deci de la evoluție la involuție. Da. Personal, cum stăm acum? Da. Eu, ca deputat într-o comisie de învățământ și dacă mi se cere și pot să o fac și voluntar și care e opinia partidului pe care îl reprezint. Da. Bun. Mai întâi, este regretabil ceea ce spuneam că s-a exagerat. Noi am prins în text că numai în cazul, deci, grupele, secțiile, eventual și colegiile, poate chiar și facultățile, dar numai în cadrul, chiar așa este prins în lege, numai în cadrul unor instituții de învățământ multiculturale. De aceea ne-am permis și cred că este o măsură înțeleaptă și o reușită faptul că am definit, dumneavoastră ați făcut și o emisiune pe această temă, la care eu fusem invitat, dar eram prea departe ca să mai ajung, s-a insistat foarte mult și bine ați făcut, mi-a plăcut acea emisiune, unde s-a insistat pe acea definiție care era absolut necesară și pe care eu o salut cu toată sinceritatea. Sigur. Acea definiție se impunea, pentru că ea clarifică foarte, foarte, clarifică totul de fapt. Da. Și acum, cum stăm? Și răspund acum la întrebare. Suntem pentru instituții multiculturale, le-am definit, știm ce există, nu mai există loc de întors și de comentarii. În cadrul acestor instituții multiculturale, acceptăm grupe, acceptăm secții. Poate la mediere și vom vedea niște variante care se pot întâmpla. În ce mă privește, eu admit la mediere
Am fost la toate comisiile de mediere de până acum, n-am fost absent. Adică am fost reprezentantul Partidului Democrat la aceste medieri, da, ale Comisiei de Învățământ. Dacă eu voi fi, dar sunt convins și alt coleg de-al meu din partidul meu va fi acolo, va accepta, deci acesta este punctul de vedere și al Partidului Democrat, va accepta și colegii la mediere. Bun, trebuie, și facultățile ce faceți? Că dumneavoastră nu dați nici drepturile care luați și din drepturile, da, care există astăzi pentru demere. Iertați-mă că trebuie să mă fac avocatul diavolului. Sigur că da, observăm, se observă. Vedeți, mai asta, o chestie foarte delicată, aceste facultăți există, domnul Tucă. Păi tocmai, și ele există. Vor fi desființate? Nu. Nu sunt de această părere. Nu pot să fie desființate, pentru că legea nu acționează retroactiv. E nu un acționează. Și tocmai, păi, era acum, necesară precizarea acum asta. Acum eu vin și completez răspunsul meu, dar l-am luat-o, zic eu, metodic, dacă mi-este permisă expresia. Acceptăm Partidul Democrat la mediere. Probabil vom găsi un text comun. Cele două echipe de mediatori, 7 senatori și 7 deputați, acceptăm grupe, secții, colegii și facultăți care există. Am nu înțeles. Putem lua niște este drepturi care există. Ce facultăți care există, domnul Brezdiceanu? Facultatea care există, această lege nu o poate desfința. Ce? Ea tocmai nu are efect. Domnul Maior, există o ordonanță guvernamentală prin care se pot înființa universități în limba maghiară? Există o ordonanță, dar există ordonanța... sau nu există? Spuneți-mi. Dar eu nu mă refer la ordonanță. Lăsați-mă o secundă să-mi duc ideea până la capăt. Există ordonanță sau nu există? Există ordonanță. Bun, ordonanța dacă 36. Mâine va fi înființată Universitatea Maghiară, această lege pe care noastră vă o vota poi mâine, va mai avea putere în privința acestei universități? Păi noi tocmai o ordonanță o discutăm ca să o transformăm în lege. Până să transformați acea ordonanță în lege. Ordonanța produce efecte. Ordonanța înființează. Deci mâine eu în locul celor din UDMR mă duc și încep de la să pun cărămidă cu cărămidă și poi mine vor începe cursurile la această universitate. Iar dumneavoastră, domnul Liviu Maior din partea PDSR, nu veți mai putea să faceți nimic pentru a desființa această universitate. Eu nu cred că... Că legea de care vorbeați nu va acționa retroactiv, pentru că i-ați dat răspunsul domnului Brezdiceanu. Nici în formula pe care o susține domnul Brezdiceanu și nici, am înțeles, nici dumneavoastră nu o susțineți. Păi, formula care o nu susține domnul Brezdiceanu e cam aceeași care am propus-o eu. Legea nu prevede înființarea de universități. Nu, vorbeam de ordonanța guvernamentală. Da. Păi în cazul în care această lege, această ordonanță de care vorbeați, Va fi vorba de facultăți? Va fi sau nu va fi? Nu. Spuneați că retroactiv... Nici senatul n-a fost de acord cu facultățile. Bun. N-a fost dar vorba. Facultățile care... Noi ne-am referit la câteva facultăți care există. Care există nu se mai pune la discuție. Ele nu se pune probleme, că s-a discutat în senat. Bun, dar ce se întâmplă cu facultatea de teologie reformată? Și ce se va întâmpla cu Universitatea Maghiară pe care eu o să o ridic mâine noapte? Nu se poate. Nu se poate. Stați un pic, hai să ne clarificăm. Legea în discuție. Și ce dacă e legea în discuție? Retroactiv a spus că nu se mai poate discuta. Domnul, că răspunsul este foarte simplu. Dumneavoastră aveți perfectă dreptate. În momentul de față se poate, în baza ordonanței de urgență 36, se poate înființa universitatea de care vorbiți dumneavoastră. Corect. Numai, în baza legii. Da. Se poate. Da. Dar această înființare, tot prin ordonanța 36, chiar și prin legea 84, chiar și prin 88, nu se poate înființa decât dacă trece prin Parlament specială. Ca lege. Ați înțeles? Lege specială deci, pentru înființarea. Și eu vă întreb atunci, domnul Petrescu, ce rost are această ordonanță? Nu vă fie chiar așa de teamă cum spuneați mai devreme. Adică se poate prin ordonanța care există și va fi modificată, după cum vorbim adineauri, cum am vorbit, dar pe de altă parte, chiar și prin ordonanță, nu se poate înființa decât tot prin lege. Domnul Petrescu, am înțeles deci perfect. Deci e imposibil însă eu vă fără întreb, lege. Da, domnule, am înțeles. Și eu vă întreb, nu pe dumneavoastră, ci pe domnul Petrescu, de ce s-a dat această ordonanță? Ordonanța s-a dat în perioada... Nu v-am întrebat de ce, 1997, nu când copilăriei. Atunci când în baza programului de guvernare se stipulase și se stipulase corect eliminarea restricțiilor privind învățământul unibil pe și acum se stipulează același lucru, iertați-mă că vă întreb. Și acum se stipulează și le-am eliminat. Această ordonanță n-a plecat ca ordonanță, v-am mai spus și mai devreme, ci ca un proiect de lege care întâi a ajuns la Senat. Asta ce a stat pe la Comisia de Învățământ la Senat, nu foarte mult timp, după care nu puteți să răspundeți la întrebare. A fost returnată pentru dumneavoastră. Deci de ce a fost această... Haideți că avem pe cineva. Și a fost o, dacă doriți, a fost o negociere
politică în privința... Această negociere, iertați-mă... În privința rapidității acestui program. Deci această negociere de care vorbiți dumneavoastră e valabilă și astăzi. Avem condițiile sunt puțin schimbate, a mai trecut un an și... Mai trecut un an și a trecut și toamna. Avem pe cineva la telefon, bună seara. A trecut anul, dar nu s-a schimbat nimic din condițiile negocierii. Bună seara! Bună seara, domnul Tucă! Vă ascultăm! Seara, invitați. Mă numesc Gabriel Gurea din București. Vorbiți mai tare, domnul Gurea! Știți ce vreau să vă întreb? Ce sens are, și de asemenea e o întrebare adresată și invitațiilor, ce sens are înființarea acestei universități multiculturale maghiaro-germane? Pentru că dacă stăm să ne gândim așa, sunt o mulțime de absolvenți ai facultăților de stat în limba română care nu au de lucru la ora actuală, care nu-și găsesc acei viitori absolvenți peste câți ani vor fi, dacă se va aproba până în 2000 înființarea acestei facultăți. Ce vor face aici în România? Bun, întrebarea dumneavoastră e excelentă, vă mulțumim, bună seara. V-aș juca pe dumneavoastră, domnul Corca, să răspundeți la această întrebare. Vedeți, întrebarea inițial mi-a făcut impresia că merge într-un anume sens. Nu. Și până la urmă a ajuns într-alt sens. Eu aș vrea să vă spun că întrebarea poate fi generalizată. Ce sens are să facem universitate dacă absolvenții în general nu-și găsesc loc de muncă? Da? Problema ocupării absolvenților este o problemă a societății noastre. E valabilă pentru toți absolvenții noștri, mai mult sau mai puțin pentru toate specializările, dar a început să se manifeste și la specializările până... Nu, dar întrebarea telespectatorului nostru era nuanțată. Domnia s-a întrebat, domnul Gurea, parcă, a întrebat foarte clar, ce rost are să mai facem alte universități și mai ales în limba maghiară, atâta timp cât absolvenții universităților existente nu-și găsesc un loc de muncă. Deci era o nuanță acolo. Aici este o problemă de structura specializărilor. Structura specializărilor deci ține de specializări. Ea trebuie adecvată cererilor de pe piața muncii, ori piața muncii este ea însăși la ora actuală în involuție. Și eu nu cred că există vreo instituție capabilă în România sau aiurea în lume să spună cum va arăta în 2000-2003 piața muncii din România. Deci noi ne aflăm la ora actuală într-o anume dificultate și am constituit recent o agenție de dezvoltare a învățământului și cercetării universitare care are, între altele, și misiunea aceasta de a ne da informații necesare pentru regândirea specializărilor astfel încât problemele de plasament să fie cât mai reduse în viitor. Da. Bună seara! Alo? Bună seara! Vă ascultăm! Sunt din Cluj-Napoca. Da. Și vreau să vă pun următoarea întrebare. Vă rog. Vi se pare normal să se înființeze o universitate în limba minorităților, deci maghiară și germană, fără limba română, în condițiile în care sunt 6% numai minorități în România și 94% români. Ei, dacă 6% au o universitate, înseamnă că majoritatea elevilor care absolvă liceul vor avea locurile asigurate la universitatea minorităților, plus că o parte, care probabil sunt cei mai isteți, vor merge în continuare la facultatea în limba română. Și atunci, un student maghiar care are locul asigurat oarecum, că se va face treaba asta și se vor asigura locuri pentru fiecare, care intră la facultatea în limba maghiară cu nota 5 sau 6, să aibă locul asigurat și un român care... La aceeași facultate, dar în limba română, cade cu 9,20 sau cu 9,40. Este firesc? Bună seara, doamnă, vă mulțumim pentru întrebare. Eu aș răspunde chiar și la telespectatorul precedent. Vă rog. Nu are sens înființarea unei universități maghiaro-germane, să fie foarte clar. Are sens înființarea
oricărei universități care respectă legea de formare a unei universități. E bine dacă se poate forma și dacă ea corespunde. E bine ca tinerii noștri să învețe și cei care se vor să învețe în limba lor maternă n-au decât să învețe într-o universitate în care se învață în limba română. Domnilor, dar ce vă faceți în coaliție? Pentru că am înțeles foarte clar. NCCD-ul, prin vocea președintelui său, domnul Ion Diaconescu, este de acord cu înființarea unei universități multiculturale, ceea ce înseamnă că trebuie să-și găsească loc și limba română. Partidul Democrat este de același, este de acord cu același lucru. Partidul Național Liberal însă, am avut invitat la prin telefon pe domnul Quintus, era pentru înființarea unei universități maghiaro-germane. UDMR-ul de asemenea. Spuneți-mi cum împărți... Eu am regretat atitudinea domnului Quintus, dacă îmi permiteți să vă rog, cum împăcați deci, eu am regretat capra... Am regretat-o, o regret și acum, regret atitudinea Partidului Liberal. Vreau să sper, dați-mi voie să fiu optimist, eu sunt un optimist din fire. Pare rău că nu e niciun reprezentant al PNL-ului aici. Da. Nu e de conceput așa ceva și vreau să sper că Partidul Liberal și chiar prin vocea domnului Quintus vor mai reflecta asupra acestei atitudini. Da. De-al minteri devin în minoritate în coaliție. Atâta timp cât PNCCD-ul dorește universitate multiculturală, cât PD-ul dorește. Nu văd de ce PNL-ul... Ceea ce domnul, mă surprinde la o asemenea atitudine. Uitați-vă la colegii dumneavoastră liberali care sunt și profesori universitari și sunt juriști. Da, mă ajută domnul Petrescu. Avem colegii liberali din comisie spun ceea ce spun și eu astăzi. Seara, domnul Tucă, și vă asigur... Păi și atunci adică, și la liberal problema e nițel încurcată. O parte este... Eu cred că o vor descurca dumnealor, că e problema dumnealor. Ele trebuie încetul cu încetul armonizate. Asta e toată problema. Da, și nu se ajunge întotdeauna la același punct domnul de vedere. Domnul Petrescu, pleacă UDMR-ul, treaba noastră. Părerea mea este că domnul senator și președinte al Partidului Liberal, domnul Quintus, are în față varianta Senatului. Eu sper că nu se vor dezice de ceea ce s-a votat în Senat. Sigur că da. Pe mine asta mai se schimbă pozițiile oamenilor foarte ușor și de aici confuzia aceasta care s-a creat și parazitarea completă a reformei învățământului, a problemelor României de către această interminabilă discuție în jurul acestei care în niciun caz nu trebuia să primeze. Da. Haideți să vedem, telespectatorii cel puțin pun întrebări foarte interesante legate de această temă și nu mai au reacțiile pe care le aveau la început, atunci când se discuta pe marginea ordonanței de urgență care să modifice legea învățământului. Întrebările sunt mai elaborate, mai interesante. Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm! Cu deosebit respect pentru emisiunea dumneavoastră, domnul Tucă, și vreau să vă spun că sunt emoționat, sunt pentru prima oară în direct, mă numesc Ion Românu, sunt din București. Aș vrea să pun o întrebare tuturor celor care dezbat această problemă, care este de o importanță deosebită, o importanță deosebită nu numai prin prisma înființării unei universități maghiaro-germane, ci după părerea mea, și după cum ați spus și dumneavoastră, în spatele acestei universități poate se ascunde altceva. Să ne gândim numai o secundă sau puțin la ceea ce s-a întâmplat în Coșovo, unde s-a înființat o asemenea universitate. Pe de altă parte, aș dori să supun atenții faptul că nu mai știu dacă în articolul 3 sau 4 al Constituției Române se prevede că limba oficială în România este limba română. Ori, făcând acest separatism, se pare că cineva vrea să oficializeze o altă limbă decât cea română într-o anumită zonă a țării. Ceea ce cred eu că nu este bine și nu numai eu, dar cred că foarte mulți români de bună cuvință. Eu am trăit mult timp în Ardeal, am prieteni ardeleni, am prieteni unguri cu care ne înțelegem foarte bine, dar ne înțelegem în limba română. Bun. Mai vreau să mai vă spun, rog. Vă rog să mă scuzați, numai o secundă, domnul Tucă. Vreau să aduc în discuție acest aspect al respectării Constituției, al respectării legii locului. Așa cum românii noștri de peste hotare respectă legea țării în care trăiesc, așa și cei care sunt de altă naționalitate
trebuie să trăiască, să lupte pentru sub drapelul României. Bun. Atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc pentru... Vă mulțumesc pentru... Telefon? Că m-ați ascultat. Bună seara. Bună seara. Mai bine. A fost, de fapt, un comentariu al telespectatorului nostru. N-a adresat o întrebare. Mai avem publicitate, da? Haideți să... Dar era totuși una din problemele care îi preocupă pe oameni. De acord, domnul Maior, vă rog imediat, și... după publicitate, v-aș ruga să spuneți punctul nostru de vedere în legătură cu ceea ce a spus telespectatorul nostru. Publicitate mai întâi. Emisiunea, dezbaterea prinse și pe timpul pauzei, sau dezbateri, discuții, putem să le spunem chiar dezbateri. Domnul Maior, ați rămas dator cu o explicație legată de intervenția telefonică de mai devreme. Eu înțeleg perfect îngrijorarea telespectatorului dumneavoastră și nu este numai a lui. Eu o întâlnesc în Ardeal, unde merg destul de des și am contacte destul de numeroase, pentru că lumea îmi spunea, există o autonomie culturală limpede. Din acest punct de vedere, există o autonomie a instituțiilor bisericești, prin natura lor. Acum se merge spre o autonomie a învățământului, de fapt o despărțire a lui de învățământul majoritar încoronat de o universitate de stat. Vine legea administrației publice locale. Și uitați-vă cum ei aduc acest argument pe care eu îl înțeleg și înțeleg și îngrijorarea telespectatorului. Avem alt telespectator pe fir. Bună seara! Alo? Alo? Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm! Ioan Teodosiu, București. Vă ascultăm! Bună seara tuturor invitaților! Aș prea două întrebări scurte. Prima, de ce este necesară modificarea legii învățământului, care oricum s-a născut foarte greu și în special o modificare punctuală? De dragul coaliției vă răspund eu la această întrebare. Da. Oare permanent la diferite viitoare coaliții politice se va întâmpla la fel? Dacă va participa UDMR, dacă vă referiți strict la legea învățământului, probabil că da, dacă nu, nu. Deci cred că ăsta este sensul întregului dialog pe care îl purtați în seara asta cu invitații dumneavoastră. Bun, mi-am permis să răspund eu, însă vrea și domnul Petrescu să vă dea un răspuns. Da. Noi vă mulțumim pentru întrebare, bună seara. Bună seara. Domnul Tuc a răspuns punctual la ceea ce s-a discutat până acum, fiind vorba de aspectele vizând folosirea limbii minorităților naționale. Dar nu uitați că și ordonanța 36 și ceea ce a trecut prin comisie, senat înainte, și comisia de învățământ de la Camera Deputaților sunt 200 de puncte, între care ce discutăm noi în seara asta sunt 6. În rest, toate sunt legate de reforma învățământului și iată, este necesar, pentru că nu putem să stăm pe loc, s-au făcut niște modificări esențiale în ultimele zile în legea învățământului pentru a schimba, pentru a moderniza sistemul de învățământ, inclusiv cu 9 clase, ceea ce este o notate absolută față de 8 clase. Este care o mare eroare. Este o mare eroare considerată dumneavoastră. Este o mare eroare. Au considerat alții din partidul dumneavoastră că ar trebui 10 clase obligatorii. Iertați-mă așa. Nu cred. E cum nu credeți că există PDSR-ul un amendament al PDSR-ului? Nu, cu 10. Au votat și țărăniște atunci, și liberalii, și PD-ul, și acum s-au schimbat. Adică și... în mediul rural, unde situația este cum este, vom mai prelungi cu un an nu o convalescență, o stare de muribund a învățământului din... Există un amendament al PDSR-ului cu 10 clase, nu vreau să intrăm acum Nu cred. Da. Noi ne-am spus punctul de vedere și în Senat nici nu s-a discutat această problemă. În schimb, este această idee de a introduce examenul de capacitate, examenul de capacitate care a fost în legea 84, și iată, acum, încetul cu încetul, el intră în... începe să fie aplicat începând cu 1999. De asemenea, examen de bacalaureat. Și sunt multe lucruri cu doctoratul și cu altele care sunt net modernizate, elemente modernizate față de legea 84. Deci să nu primim modificarea acestei legi 84 exclusiv în cele 4-5 articole care se referă la limbile minorități. E o cosmetică inutilă. Bun. Dați-mi voie la finalul emisiunii. Vă rog, domnul Cunic. Permisiunea dumneavoastră. Permeați-mi vreau să vă iau la întrebări. Eu aș vrea să subliniez faptul că amendarea legilor este o practică curentă în toată lumea și nu trebuie să ne surprindă faptul că la 4-5 ani după ce am avut o lege probabil foarte bună în momentul respectiv, simțim nevoia de a-i aduce amendamente pentru a o face mai utilă
reformei într-un domeniu în care se lucrează cu tineretul, în care nu putem să rămânem izolați față de restul Europei. Amendamentele acestea nu fac altceva decât flexibilizează și descarcă sistemul de învățământ de multe lucruri care în timp s-au dovedit a fi excesive. Eu sunt de acord cu dumneavoastră, ce spuneți dumneavoastră, dar legea din 1995 nici nu a fost aplicată în totalitate și este amendată. Sunt articole care nici acum nu sunt aplicate din această lege. Și în al doilea rând, problema aceasta a reformei, ea trebuie odată discutată public și fără această prelungită și eternă discuție, vrem sau nu vrem universitate, pentru că în Europa Occidentală se produce o reformă a învățământului care nu mai corespunde cu ceea ce se încearcă să facă acum în România. Deci noi încercăm să introducem elemente ale unui sistem la care Occidentul se pregătește să renunțe. Și aici trebuie avut o discuție foarte serioasă. Și sigur, eu n-am nimic împotriva amendării legilor. Legea a fost discutată și paradiscutată și vă amintiți că și atunci discuțiile au fost exact ca și acum. Și sigur că ea necesită multe discuții. Dați-mi voie la finalul emisiunii să-i adresez o ultima întrebare domnului Corca, domnului secretar de stat în Ministerul Educației Naționale. E o întrebare legată de recentele evenimente și anume greva, acțiunile de protest ale studenților. Am înțeles că astăzi studenții s-au întâlnit cu Ministrul Educației Naționale, domnul Andrei Marga. Spuneți-mi care a fost rezultatul acestei înțelegeri, pentru că, din câte știu, mâine studenții vor protesta în București, vor avea meeting în București și, de asemenea, în celelalte centre universitare din țară vor avea loc astfel de manifestări. Mulți dintre studenții din țară se vor prezenta mâine, am înțeles, la București. Eu aș vrea să subliniez faptul că am primit în ultimile zile cel puțin 4 rânduri de revendicări venite din partea diferitelor organizații studențești și, așa cum constatau chiar ei astăzi în fața domnului ministru Marga, 80 până la 90% din revendicările lor sunt aceleași. Identice. Sunt identice. Aș vrea să vă spun că, din punct de vedere al conținutului, o parte din revendicări țin de competența Ministerului Educației Naționale și noi ne-am declarat întotdeauna disponibilitatea de a acționa în sensul rezolvării revendicărilor, în sensul discutării acelor revendicări care nu pot fi pe loc rezolvate. Și cealaltă parte? Și cealaltă parte sunt revendicări de natură generală față de societate, față de mediu. Există vreo revendicare din acestea pe care Ministerul Educației Naționale să o rezolve pe loc? Eu aș vrea să vă spun că am constatat că o parte din măsurile de reformă pe care le-a luat Ministerul Educației Naționale n-au fost comunicate studenților sau n-au fost corect comunicate studenților. O revendicare importantă este aceea a sporirii alocației pentru susținerea învățământului superior. Ori noi am realizat, grație bugetului pe 1998, chiar așa rectificat cum a fost el, o creștere semnificativă a acestei alocații. O altă cerință a lor este creșterea numărului de burse și a fondului de burse. Eu vreau să vă spun că fondul de burse este majorat. Este majorat din două motive. Pe de o parte, ca urmare a faptului că numărul de studenți și doctoranți la învățământul de zi a crescut semnificativ față de anul trecut, pe de altă parte, ca urmare a faptului că referențialul a crescut de la 115.000 la 140.000 de lei pe student. Recunoaștem că nu este o creștere suficientă, dar aceasta este cea pe care am putut să o operăm în interiorul bugetului pe care l-am avut. Să nu se înțeleagă că este nivelul bursei. Nu, e referențialul. Este alocația pentru un student de la zi. E referențialul care se înmulțește cu numărul studenților de la învățământul de zi dintr-o universitate pentru a stabili fondul de burse al universității. De exemplu, cu cererea asta sunteți de acord? Abrogarea hotărârii de guvern privind înființarea universității Petru Fișilă? Nu pot decât să salut faptul că studenții se solidarizează cu solicitarea Conferinței Naționale a Rectorilor din România.
Da. Pentru dumneavoastră, domnilor, sunteți de acord cu amendarea legii învățământului în sensul reprezentării studenților în senatele universitare și consiliile facultăților în proporție de o treime? Eu, la vremea mea, am fost împotrivă. Și pentru la vremea că, domnului Marga? Și, nu știu, nu știu. Acum dar, sunt 25%, un sfert. Consiliul profesoral, s-au găsit alte forme instituționale care eu consider că sunt foarte eficiente, dar ele revin așa din timp în timp, revendicările, nu se deosebesc. Deci când e vorba de revendicările legate de modificarea legii învățământului cu referire la UDM, sunteți de acord când e vorba de studenți, aici nu mai sunteți de acord. Nu, pentru că un senat universitar nu este un soviet al profesorilor și al studenților. Studenții au o treabă foarte clară de făcut, să învețe. Că da, dar trebuie să aibă și condiții să învețe. Și rezolvă problemele în senat. Bun, domnul Corca. Dați-mi voie să vă spun că eu am funcționat care de 4 ani de zile într-un senat al Academiei de Studii Economice în care studenții reprezentau o treime. Și din punctul meu personal de vedere, nu deranjează această cotă parte, că e 25%, că e 33%. Problema este aceea că prezența în Senat nu trebuie să fie de decor. Prezența trebuie să fie de substanță și cel puțin noi am avut parte la Academia de Studii Economice și la Facultatea de Relații Economice Internaționale de parteneri de dialog foarte incisivi. Și presupune o prezență în sensul rezolvării problemelor și nu numai al revendicărilor. Deci, când dialogul este corect stabilit și trece de revendicări și caută și soluții, cred dar că cartele universitare prevăd ele care este procentajul studenților. Deci fiecare universitate prin carta sa universitară decide cât studenți sunt în și mai important e nu numeric, ci calitatea. Da, calitatea reprezintă. Personal, cu ambele probleme pe care le-ați ridicat dumneavoastră, în legătură cu hotărârea de guvern, în legătură cu reprezentativitatea studenților, eu sunt de acord cu studenții. Eu am încredere în ei. Vă mulțumesc mult pentru participare. Emisiunea din această seară se încheie aici. Repet ceea ce am spus puțin mai devreme. Scrisorile dumneavoastră pe adresa emisiunii Marius Tucășov își vor găsi răspunsul de orice natură ar fi ele în noul Jurnal Național. Așadar, scrieți-ne fie pe adresa Jurnalului Național, fie pe adresa Antenei 1 și răspunsurile le veți găsi în noul Jurnal Național. Până mâine seară, când ne vom întâlni cu guvernatorul Băncii Naționale, domnul Muguri Sărescu, Marius Tucă vă spune să țineți aproape. Nu vă ridicați. Azi.